Fiori. Don't forget to wash your hands. Și bonjurică, bonjurică, știm foarte bine expresia nu sunt rasist, dar e ceva foarte întâlnit în spațiul nostru. Tocmai de aia suntem în situația în care am intrat în live, pe Facebook-ul mare, pe tot felul de alte aparate și spunem bună dimineața domnului Bogdan Voicu, sociolog, cercetător de la Academia Română, de la Facultatea de... Whatever, bine Universitatea București, și la Sibiu, și la Politehnică. Și la Politehnică. Da, așa, deci suntem foarte bine. Eu l-am descoperit în podcastul Andrei Eroșca. Mă pilisem pe acolo, da, eram da. Ascuns. Foarte bine ascuns, dar pe față. Nu, da, adică da, ascuns normal, pe față. Asta, te ascunzi în văzul lumii, asta e cel mai simplu. La rasiști e la fel, adică când vrei să fii cu adevărat rasist, o spui pe față, nu stai să faci chestii ascunse. Cel mai bun prieten al meu, adică n-am cum să... Evident, nu, dacă, da, cum eu am crescut lângă... Nu, evident, era eu rasist? Și am tras-o când am vrut. Da, 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 da. E, a apărut o... Mă rog, sunt mai multe povești care au apărut în presă în ultima vreme, dar de când cu evenimentele astea și cu evenimentele alea, foarte mulți cetățeni europeni de altă etnie decât cea pură, oltenească, germană și franțuzească, au zis că s-au simțit agresați. Mă rog, știrea a apărut inițial în The Guardian, dar mă rog, sunt mai multe alte puncte de plecare până un alta și am vrut să știm care este mecanismul prin care cineva, nu, care se laudă cu toleranță, cu bună creștere, cu politețe, ospitalitate în ultimul rând, ajunge să devină rasist. Cum am ajuns noi în situația în care teoretic evoluăm să avem ceva cu alți oameni doar pentru că ei sunt diferiți de noi? Am zis bine sau da, 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 acum știi, eu am venit aici în studio, am auzit știrile mai devreme, a fost o știre despre educația financiară cu un sondaj care era altul decât ala pe care știam eu, eu fiind de față ieri la eveniment, da. Cam așa e și cu rasismul. Știrea din The Guardian citează de fapt raportul de la Fundamental Rights Agency, da, a Uniunii Europene, care a apărut pe site-ul lor și e disponibil complet. Și cea din Guardian ia o bucățică, acolo e raportul mult mai mare. Și fac scandal. Și fac scandal. Cine? Din The Guardian. Din The Guardian. Nu, sunt chiar potoriți. Da. Dar, într-adevăr, avem în raport, ni se povestește despre câteva țări europene în care avem creșterea incidentelor raportate de rasism. Avem și câteva în care scade. Cum ar fi? Cred că Luxemburg era în graficul din Guardian. În raport sunt mult mai multe altfel de exemple, nu știu pe din afară, că nu am, da, nici am citit raport, adică nu. Îmi închipui că e și greu de citit. Da, da. Da, la vârsta mea mai trebuie să pui ochelari, să te uiți, să... e mai greu. Dar ideea e că, într-adevăr, avem un val de creștere și asta se întâmplă de obicei în momentele care vin după cele în care ai avut... mergerea lumii, mersul lumii către deschidere, către progres, către toleranță. Adică... Și mecanismul este foarte ciudat. O să îți acaparez un pic microfonul de pe care trebuie să mai zici. Da. Ce se întâmplă? Când lumea merge înainte, când lumea merge într-o direcție oarecare, nu neapărat înainte, merge într-o direcție. Se duce către a fi mai important ce gândești tu, ce fac oamenii, să te exprimi, să fii liber. Sunt unii care rămân în urmă. Când toți se duc înainte, sunt unii care rămân sistematic în urmă. Pentru că ei nu vor asta. Ei preferă condițiile vechi, lucrurile care arătau așa cum le știau ei. Când se merge mult prea mult înainte, societatea se sparge practic în două, da, și atunci există un efect de tragere înapoi. E ceea ce un italian, Piero Ignazi, numea Revoluția Tăcută, Contra-Revoluția Tăcută, scuze, iar americanii spun că este backlash culture, chestia care trage înapoi, lesa care trage înapoi. Și atunci, în momentul în care apare astfel de ruptură, cei care sunt mai conservatori încep să voice up, își unesc forțele și devin vizibili în spațiu public. Și atunci îți apar astfel de acte de creștere a extreme dreapte de obicei, apariția manifestărilor rasiste, intolerante, tot felul de lucruri de genul ăsta. Cu cât se duce societatea mai înainte, cu atât vor fi mai mulți care vor încerca să țină pe loc. Și că asta se întâmplă. Fenomen interesant, e ca la jucăriile cu exact, elastic. Exact, e un yo-yo. Da. E fizică curată, nu e niciun fel de știință socială aici. Da, sună interesant și tocmai și probabil că din acest că nu se întoarce liniștit înapoi, se întoarce cu forță și face plici și din acel da, plici probabil dată. Că iese scandalul. Și de care prima oară când o vedem, prima oară când s-a văzut bine interesant. De tot, a fost la sfârșitul anilor 90.
picase cortina de fier, au 10 ani de deschidere, chestii, socoteli, lumea arăta bine. Veneau migrați din ce în ce mai mult, asta e altă poveste. Europa a îmbătrânit, a avut nevoie de înlocuirea forței de muncă, au venit imigranți din alte părți, au fost vizibili, când devin foarte vizibili, pe fondul ăsta de schimbare, pac! Sfârșitul anilor 90, creșterea este mai dreptă în toate țările Europei de vest. Și același lucru se întâmplă oarecum în perioada de recesiune, la sfârșitul anilor 2000, și acum se întâmplă din nou, pentru că avem două evenimente majore care ne-au afectat, ba chiar trei. A fost criza refugiaților sirieni, dar aia a trecut. A fost COVID-ul, a trecut și ăla, acum l-avem pe Putin. Da. Da, e normal. Și refugiul în conservatorism este un act de salvare individuală, cumva. E o zonă în care te simți bine, valorile sunt alea, lucrurile nu s-au schimbat, suntem bine mersi și, într-adevăr, străinii n-au ce să caute aici. Da, partea mișto e alta. Mi-aduc aminte, în începutul anului 2000, vorbeam cu un economist italian, tânăr ca mine, atunci aveam și noi păr. Acum lucrurile s-au schimbat, cred că și la el, că nu l-am mai văzut de atunci. Și ala-mi povestea ce căută românii ăștia la noi aici, în Italia. Și zic, ai 21 pic de ani, ce ai o problemă cu românii. Da, vin să ne ia forța de, să ne ia locurile de muncă. Păi și ce fac ăștia? Culeg roșii, se duc în construcții, îngrijesc bătrâne și zic, da, italienii voștri fac asta? Nu, cum să fac italienii noștri asta? Asta e povestea, de fapt. Ai nevoie de niște imigranți, trebuie să-i accepți că sunt acolo. Sau ăsta este payoff-ul. Trebuie să găsești, sau e cazul să găsești într-un fel sau altul echilibru între cele două chestii. Vrei pe unii să muncească pentru tine? Atunci îi ai acolo, că de-aia i-ai adus. Da, și adio sparanghel cu sos olandez, altfel, adică dacă nu... Sau lipos din China. Sau așa, da, nu vrem sparanghel din China neapărat. România cum stă aici? Din punct de vedere la rasismului, noi nu stăm rău. Pentru că rasismul nu are unde să se manifeste. Avem foarte puțini locuitori, rezidenți sau cetățeni de altă culoare decât cea oficială. Da. Pe măsură ce vom avea și noi imigranți, am început să avem și o să avem din ce în ce mai mulți, o să avem o creștere masivă a manifestărilor rasiste. Noi până acum n-am avut unde să le manifestăm. Când o să vedem că o să avem, de pildă, exemplu englezesc, când au descoperit că pakistanezii și indienii care deveniseră nativi erau mai buni decât englezii albi, protestanți și anglosaxoni, să zic așa, la teste de cunoaștere, de educație financiară, că tot era mai devreme în povestea din știre, atunci au ajuns la Brexit. Au ajuns la manifestații anti-imigranți. Și la noi va fi la fel. Noi avem o populație slab educată, noi nu suntem o țară fantastic de educată, din potrivă. Suntem în capătul ăla al Europei. Și dacă o să avem forță de muncă educată care să vină aici, s-ar putea să avem frustrări multe. Și atunci vom vedea multe manifestări rasiste. Manifestări rasiste n-apar de neant. Apar pe baza unor segmentări sociale, unor diferențe între grupuri sociale care duc la apariția lor. Da, acum faptul că pe livrare de mâncare nu prea mai vezi români. În București. București este o Românie, restul țării altă Românie. Am bun. Deci acolo stăm bine. În deci, București, la diversitate. În București oare că a venit per capita un nivel comparativ cu Parisul, pe care a depășit în urmă cu 5 ani. Restul țării este la capătul Europei. Bucureștiul include destul de mulți imigranți, nu foarte mulți, oricum în comparație cu Europa de Vest. Restul țării nu prea îi vede. De prin urmare, una e aici, alta e în altă parte. Deci aia care se dau pe pista de biciclete de pe Victoria ar putea liniști să livreze și ei mâncare, dar uite că aleg altceva. Aleg să se plimbe și să mănânce o înghețată. Înțeleg că vrei să te bagi la livrat mâncare. Nu vreau să mă bag, că nu, eu nu merg cu bicicleta în București, că mi-e frică deja. Nu mai nici măcar biciclist. Nu, sunt, am fost biciclist, am fost un foarte bun biciclist, dar asta este, mi se pare prea aglomerat. Am fost, dar, la fel ca la rasist. Nu sunt rasist, dar. E foarte important. Care ar fi remarcile rasiste care domină în România, care ne fac speciali? Asta este, nu sunt rasist, dar eu cred că noi suntem rasiști la atenți deocamdată, adică încă nu ne manifestăm. N-am avut cu cine? N-am avut, adică cu cine, doar da, cu unguri și romi? N-ai. Adică atunci când România Mare, partidul România Mare, da, defunct acum, avea o bună bază, o bună parte a bazei sale electorale în județele din sud, unde era nici urmă de maghiar. Și da, n-aveau contact. Da? Știu că aia din Călăraș erau cei mai vehemenți. Da. Da, avem aici o manifestare antirasistă. Da. Așa.
Bun, deci eram la România Mare și votanții din sud. La fel și aici. Noi suntem deocamdată la tenți, nu avem unde să o manifestăm. Se vor, eu cred, ca predicție, pe măsură ce o să avem mai mulți cetățeni sau rezidenți în România de alte culori ale pielii decât ale noastre, vom începe să avem manifestări rasiste, după care va veni o perioadă în care n-am obișnuit cu ei și dispar manifestările respective datorită contactului. Ah. Când ai contact cu alteritatea, începi să înțelegi și nu mai ești atât de înspăimântat de ea. Dar la început, dacă ești mai conservator, cum vine ceva acolo, pe ulița străzii, pe ulița satului, vine un afroamerican, ca să vină din America, să nu fie de Africa, da, da. Și să plimbă cu, cum se cheamă, cu scuterul pe stradă, păi, doamna Tanti Rada, care vinde alte fel de mințe, se cam sperie și va deveni un pic mai rasistă. Deci nu e nimic de făcut, nu poate face o societate nimic să se apere de chestia asta. Ba da, discutând în spațiu public despre faptul că oamenii sunt tot oameni, modelăm un pic și nivelăm asperitățile. Vor exista oricum astfel de lucruri, dar e bine, într-adevăr, să le prevenim, da. să le facem să fie, să le alleviate, cum se zic poate, se poate specula politic, genul ăsta de se specula situație. Politic și se va specula și mai mult în continuare, da. Da? Adică vor apărea partide care ne vor apăra nu de... Nu să apară, că deja avem unul care este sus în sondaje. Da, să ne apere cineva de afroamericanii care vor să ne invadeze... Ne vor apăra, da? Și da? De afroamericanii în curând, da. De capul nostru. Dar e infantilă situația, totuși. Nu, din punctul lor de vedere nu este. Nu e? Acum depinde unde te plasezi. Nu știm dacă e infantilă sau nu. Poate că e mai bine să rămâi în momentul istoric în care te aflai, că la urma urmei romanii, când Imperiul Roman, când s-a confruntat cu o apariție și mai mare a imigranților, ei aveau deja o grămadă de imigranți, dar când au venit unii mult mai mulți peste ei, s-au prăbușit și a intrat Dark Age 1000 de ani. Acum depinde cum te uiți la poveste. Da, și asta e adevărat. Depinde la ce serial te uiți, de fapt. Evident, că... da. Despre asta ar fi vorba. Altfel, cel mai frumos și tolerant popor din lume există? Am întâlnit așa ceva? Adică avem și un best case? În... Da, evident. Ăla formant o singură persoană, doar el cu el însuși, sau ea cu ea însăși, sau ei cu ei înșiși, ca să fie political corect, și care n-are pe cine să discrimineze, că nu e o problemă. Altfel, nu. Da. Avem exemplu Suediei, care era extrem de tolerantă, am avut exemplu Olandei foarte tolerantă și care l-au manuit și care la un punct în istoria lor au devenit mai intolerante. Suedia traversează acum o perioadă complicată. Olanda a avut-o la sfârșitul anilor 90. Fiecare națiune la un moment dat, fiecare societate se confruntă la un moment dat cu o ascensiune a oamenilor din ea care încearcă să țină lucrurile în loc. Asta nu înseamnă că toți sunt așa, da, ci da. Înseamnă că minoritatea celor mai radicali devine vizibilă. Da, 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 asta și, e de înțeles. Ca la fotbal, da? Când câștigă o echipă, chiar dacă nu ții cu ea, începi să fii apropiat de ea, vrei să ieși și tu în stradă să cânți cu ea. Ei bun, și dacă oamenii ăștia care sunt mai radicali și care sunt mai rasiști par a fi mai mulți și cântă împreună, parcă îți vine și ție să cânți cu ei. Și mai tragi și o expresie, bă, albule, lasă-mă în pace. Da, corect. E bine așa. Bun, până una alta, deci am înțeles, democrația e bună, trebuie să ai cu cine. Discriminarea nu e bună. N-am zis. Dar dacă ai cu cine? Eu sunt neutru, eu nu zic. Da, 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 da. Asta este. Nu ținem cu nicio echipă până una alta. Mulțumim foarte mult. Cred că a fost o discuție bună, pașnică. Ați înțeles ce viitor avem. Dragii ne găsește. Totul e să îndrăznești. Așa că îi mulțumim domnului Bogdan Voicu. Îi spunem la revedere. Pa! Așa. Și să ne ajute Dumnezeu să pur și simplu să nu fim rasiști. Da. Nu? Chiar dacă cei mai buni prieteni ai noștri din copilărie, da. Da, ți-ar fi putut da un motiv să devii rasist cumva. Da, păi așa începe. Comment. Așa începe. Așa începe totul până la urmă. Bun, v-am pupat dulce pe ceacre. Mulțumim, ne întoarcem imediat după publicitate. Morning glory, morning glory. Nepaleși e muncitorii.